Mulțumesc că ați răspuns invitației mele. Ca în fiecare an, din ultimii mulți, și de primar și de parlamentar, prezint și în acest an un raport de activitate. Tocmai în respectul față de această relație dintre politician și cetățean și, după cum știți, am promovat mereu un nivel de transparență, astfel încât cetățeanul să fie în deplină cunoștință de cauză. Într-o lume convulsivă, într-o lume bazată din ce în ce mai mult pe informații distorsionate sau pe fake news-uri, cred că oamenii au nevoie să știe adevărul, să știe lucrurile așa cum stau, chiar dacă uneori nu ne plac. Realitatea este cea pe care trebuie să o avem mereu în față și, plecând dintr-o realitate obiectivă, putem gândi, putem dezvolta și putem corecta, de ce nu, pașii astfel încât lucrurile să meargă mai bine. Vreau să vă spun că din această poziție a funcției pe care o dețin de parlamentar am căutat să exercit toate pârghiile legale, regulamentare și democratice în ceea ce înseamnă luări de cuvânt, în exercitarea dreptului de a iniția declarații politice, întrebări, interpelări, de a iniția proiecte de lege. Am și proiecte de lege care au fost transformate în lege, astfel încât să am o activitate, n-aș folosi un cuvânt destul de aspru și arogant, mândru, dar responsabil, aș putea să spun, și să nu fie rușine în întâlnirea cu cetățenii. Tocmai pentru că din perspectiva anului 2019 avem o încărcătură deosebită, atât prin munca pe care am desfășurat-o, dar și prin rezultatele obținute, este foarte important ca la începutul anului 2020 să prezentăm activitatea din 2019. Din punct de vedere politic, anul 2019 s-a încheiat cu câștigarea alegerilor din partea Partidului Național Liberal la alegerile europarlamentare, în susținerea referendumului care a fost și declarat valid de către Curtea Constituțională, apoi moțiunea de cenzură, care a puținii dădeau șanse, și răsturnarea guvernului PSD, astfel că după 7 ani de guvernare PSD, din 2012, de când a preluat guvernarea prin domnul Ponta, PSD a fost îndepărtat de la guvernare și mai mult decât atât am reușit să investim guvernul Orban. Un guvern care în 3 luni deja a produs lucruri bune pentru România, pentru români. Vom trece în revistă și aceste lucruri. Și sigur, vreau să vă informez că și din poziția de parlamentar, dar și din poziția de politician care își face simțită prezența la nivel național, atât din calitatea de vicepreședinte a Partidului Național Liberal și, evident, membru a Biroului Executiv Național și a Biroului Politic Național, încerc întotdeauna să sprijin, să vin cu inițiative, să fiu prezent, să am luări de cuvânt, să am o activitate dinamică și din ce îmi doresc eu să aduc un plus pentru întreaga activitate politică sau parlamentară la nivel național, mereu atenția și grija îmi sunt ațintite și către zona din care am plecat, către Roman, către Neamț, către Moldova. Sigur că la sfârșitul acestui an, 2020, pe care stăm să-l începem din punct de vedere al activității parlamentare, luni va începe sesiunea ordinară, voi veni în fața cetățenilor pentru a le solicita un nou vot pentru un nou mandat de parlamentar. Cred că activitatea de parlamentar pe care am desfășurat-o îmi dă anumite argumente de a veni în fața cetățenilor și a le solicita acest lucru.
Consider că și în plan politic, și în plan parlamentar, și în plan al comunicării, am fost unul din cei mai activi parlamentari, nu din Roma, nu din Neamț, nu din Moldova, ci chiar din țară. Și tot acest lucru îl fac cu dăruire, cu profesionalism, cu foarte multă abnegație și îmi doresc atât cât sănătatea și forța psihică, intelectuală și fizică îmi permit acest lucru. Dar așa cum am știut când a venit momentul că activitatea de primar trebuie să treacă într-o altă etapă și am pășit în acea activitate de parlamentar, la fel voi avea în atenție și când va fi momentul să părăsesc și activitatea de parlamentar, lăsând în spate, cred că, o activitate de care nu va fi absolut deloc rușine. Am structurat acest raport de activitate, îl prezint și în fața dumneavoastră succint, îl aveți și proiectat pe ecran și vă vom transmite și materialul, pentru ca să aveți toate elementele de informare cât mai aproape de elementele de pârghiile tehnice, astfel încât să-l puteți transmite și către cetățeni. Mai mult decât atât, la sfârșit, voi sta și voi răspunde întrebărilor dumneavoastră, atât pe teme ce țin de activitate parlamentară, de politică, de activitate în teritoriu sau lucruri care credeți dumneavoastră că îi pot interesa pe romașcani. Voi începe cu capitolul întâi, cu activitatea parlamentară, și vreau să vă informez că am inițiat 41 de proiecte legislative, din care 5 au devenit lege. Și tocmai că acest lucru s-a întâmplat în condițiile în care Parlamentul era dominat de o majoritate PSD, așa cum și acum are o structură majoră în Parlament, de aceea și în momentul în care Partidul Național Liberal se află la guvernare, activitatea se desfășoară destul de greoi, pentru că această componentă social-democrată frânează foarte mult inițiativele parlamentarilor liberali sau a guvernului. Drept pentru care, și aici am să fac o paranteză, tocmai pentru a lămuri anumite lucruri, a fost și acest mod de a își promova obiective a Parlamentului prin angajarea răspunderii. Vă aduceți aminte că guvernele PSD-iste au abuzat de ordonanță de urgență. Ordonanțele de urgență reprezintă o pârghie mai puțin democratică decât angajarea răspunderii în Parlament. Și am să vă explic de ce. Ordonanța de urgență este un act pe care guvernul îl emite și care intră în aplicare imediat ce a fost emisă. Ea își produce deja efectele și ulterior va veni în fața parlamentarilor printr-o lege de aprobare a ordonanței, dar când deja ea și-a produs efecte. Mai mult decât atât, ordonanța de urgență nu poate fi sesizată pe constituționalitate decât de avocatul poporului. Avocat al poporului care în același timp este din influența PSD. Angajarea răspunderii. Angajarea răspunderii este un proiect de lege pe care guvernul îl inițiază prin ședință de guvern, îl înaintează Parlamentului, parlamentarii au timp la dispoziție pentru a face amendamente, aceste amendamente se transmit guvernului, guvernul analizează amendamentele, le poate admite sau le poate respinge, ați văzut că la ultima angajare de răspundere, de exemplu, au fost acceptate 4 amendamente. Iar ulterior, cu legea amendată, vine și o prezintă Parlamentului. Parlamentul are termen 3 zile să depună moțiune de cenzură sau nu. Dacă nu depune moțiune de cenzură, legea merge la promulgare și poate fi atacată pe constituționalitate de oricine, inclusiv de Parlament, la Curtea Constituțională. Dacă se depune moțiune de cenzură și moțiunea de cenzură trece, atunci acea pică și guvernul, dar și acea lege pică în Parlament. Deci, vedeți, mult mai democratic, mult mai deschis, cu dezbatere, dar în același timp
creează guvernului o pârghie prin care să poată acționa. De exemplu, propunerea legislativă de alegerea primarilor în două tururi este depusă de ani de zile în Parlament. A fost trasă pe linie dreaptă, pe linie separată și au trecut toate termenele. A depășit termenul de raport. Ea poate intra în plen oricând la vot. Dacă e depășit termenul de raport, poate intra la vot și nu mai are nevoie de avizul comisiilor. Cu toate acestea, ea este parcată astfel încât să nu poată fi abordată. Guvernul, când a văzut acest lucru, a venit și și-a angajat răspunderea, lucru care s-a întâmplat de curând. Vreau să vă mai spun că printre cele mai importante legi la care am contribuit se numără, în calitate de inițiator, abrogarea recursului compensatoriu, care a blocat valul de pușcăriași eliberați de PSD. Știți că peste 20.000 de infractori au fost puși în libertate. Din aceștia, sute de violatori, sute de criminali, mii de tâlhari s-au regăsit deodată în libertate și ați văzut ceea ce s-a întâmplat. Și cu acea fată mutilată de la Alba Iulia, și cu crima de la Mediaș, și cu cea de la Oradea, cu bătrâni care au fost schingiuiți, furați, bătuți și așa mai departe. O măsură pe care guvernul PSD a luat fără să gândească la impactul social, tocmai pentru a salva pielea unora dintre favoriți. Iată că acest lucru am reușit să îl blocăm și astfel lucrurile să intre pentru viitor în normalitate. De asemenea, am fost inițiator în modificarea legii electorale, lucru care s-a întâmplat și foarte mulți cetățeni români din diaspora au putut vota la alegerile prezidențiale, după cum s-a văzut, susținând și fiind în calitate de vicepreședinte, adică reprezentantul opoziției din acea vreme, în comisie și purtătorul de cuvânt și negociatorul șef pe ceea ce însemna principalele elemente în modificarea legii electorale cu privire la votul din diaspora. De asemenea, am adresat guvernului 12 întrebări și interpelări pe teme ce țin de finanțarea elevilor cu cerințe educaționale speciale, calcularea dreptului la pensie, chiar acum de curând am primit niște răspunsuri pe care le-am trimis din toamnă, pentru cazurile de la ArcelorMittal Steel, cu acei oameni care au ieșit la pensie de bună credință, pe urmă s-au demonstrat că nu au avut stagiu complet, trebuiau să aibă 13 ani, nu 12 ani, scutirea pe grupa specială de muncă și oamenii s-au trezit un an de zile că au rămas și fără pensie și fără salar și mai mult decât atât trebuie să dea banii care au primit înapoi. Sigur că răspunsul este unul care Ministerul Muncii n-a greșit, dar întotdeauna stânga n-a greșit, dreapta n-a greșit, dar mijlocul e de vină. Cine e de vină în acest caz? Omul care suferă, din păcate. Din păcate. Și aici este o întreagă discuție și sunt atent pe acest subiect, cum va evolua. De asemenea, stadiul lucrărilor pentru Autostrada Unirii, subiecte semnalate frecvent și mai ales că am fost și coordonatorul pe Moldova a demersului Partidului Național Liberal privind strângerea de semnături, astfel încât să putem constitui o lege al cărei inițiator și sunt, alături de alți colegi, și pe care am reușit să o trecem prin Parlament. Am fost și comunicatorul principal pe această lege și de asemenea am făcut parte din delegația de la Cotroceni atunci când această lege a fost și promulgată. Am inițiat alături de colegii liberali 5 moțiuni simple împotriva ministrului PSD și o moțiune de cenzură care istoric a și dus la căderea guvernului PSD. Legea privind alegerea primarului în două tururi de scrutin, pe care am inițiat-o în 2018, deci gândiți-vă de când e legea, noi suntem în 2020, da? A fost ținută la sertar de PSD, așa cum vă spuneam, pe întreg parcursul anului, însă a fost pusă pe ordinea de zi și acolo a fost trimisă la Comisia Specială, astfel încât a se tergiversa toate lucrurile. De aceea guvernul a luat această inițiativă de a-și angaja răspunderea. Am luat cuvântul de 25 de ori în plenul Camerii Deputaților și de sute de ori în Comisia de Specialitate din care fac parte.
Cu câteva repere în timp, în 14 februarie reușim să dublăm alocațiile pentru copii. Spre stupoarea PSD, al de amendamentul PNL a trecut, copiilor de la 0 la 2 ani li s-a mărit alocația de la 200 la 300 de lei, iar celor de peste 2 ani de la 84 la 150 de lei, începând cu 1 martie 2019. A fost o victorie nu neapărat a PNL-ului, cât a copiilor din România. Și aici așa să revin la un alt subiect legat de actuala propunere de mărire a alocațiilor. După cum vedeți, în cei 7 ani de guvernare PSD, PSD nu a mărit niciodată alocațiile. PNL-ul a făcut-o de 2 ori, în 2015 și în 2019. Văzând acest lucru, după ce am preluat guvernarea, PSD se gândește să vină și ei în mod populist să dubleze alocațiile copiilor în mai puțin de un an de zile. Pentru că, așa cum v-am informat, în prima parte a anului trecut au fost dublate alocațiile. Acum, problema nu e că au venit, zice, domnule, dar n-au dreptul să spun acest lucru și până la urmă beneficiarii n-ar fi tot copiii? Ba da, așa este, numai că au făcut-o într-un mod parșiv. Pentru că ei au venit cu această propunere în Parlament de dublare a alocațiilor după ce s-a aprobat bugetul. Adică fără a avea sursă de finanțare. Mai mult decât atât, noi am văzut acest lucru și am luat decizia că atunci când va avea loc prima rectificare, după cum știți în legea bugetului, bugetul nu poate fi rectificat mai devreme de 6 luni de zile, de la data adoptării lui. La prima rectificare vom căuta soluții ca să mărim alocațiile copiilor încă o dată și din acest an. Adică alături de salariile bugetarilor, mai puțin a medicilor și a celor din administrație care le-a crescut deodată la nivelul maxim, după cum știți. Pentru toți ceilalți, salariile au crescut de la 1 ianuarie în acest an cu 1/4 dintre diferența dintre salariul din 2023 care îl vor avea față de salariul din 2018. Această diferență a crescut de la 1 ianuarie cu 1/4 din această diferență. Urmând ca în septembrie să mai fie o creștere și la anul o altă creștere, astfel încât până la sfârșitul anului 2021 deja să fie asigurat salariul pe care ar trebui să-l aibă în 2023. Deci profesorilor, de exemplu, că fac parte din această braslă, se va mări salariul începând cu 1 ianuarie. Adică pe fluturașul din februarie, când vor primi drepturile salariale din luna ianuarie, vor avea crescut salariul deja cu 1/4 din diferența dintre salariul care ar trebui să-l aibă în 2023 față de cel pe care l-a avut în 2018, așa cum a fost prevăzută pe lege. Nimic altfel, am respectat și am mers mai departe. De asemenea, vor fi crescute și pensiile începând cu 1 septembrie și vom găsi soluții și pentru alocații. Deși bugetul este unul foarte strâns și pe noi liberalii ne interesează foarte mult să păstrăm o componentă a bugetului și pentru investiții. Trebuie asigurată partea socială, trebuie asigurată partea salarială, trebuie asigurată partea de funcționare, dar trebuie asigurată și partea investițională, pentru că altfel România nu se va mai face niciodată bine. România nu se va mai dezvolta și va rămâne mereu în același stadiu, o țară care doar să meargă la nivel de funcționare, de întreținere și nu de dezvoltare. Dar pe noi ne interesează și acest element al dezvoltării. În 16 februarie, prin efortul comun al parlamentarilor din Moldova, au fost alocate sumele necesare revizuirii studiului de fezabilitate a tronsonului Ungheni Iași-Târgu Neamț, parte din autostrada Unirii. Aici aș vrea să vă spun două lucruri. În ședința de guvern de săptămâna trecută, guvernul Orban anulează această investiție care era transferată la Comisia de Prognoză. Ce treabă, gândiți și dumneavoastră că nu trebuie să știți foarte multă administrație și legislație, să vă gândiți că o autostradă era dată spre construire la Comisia de Statistică și Prognoză. Adică sunt niște inepții, sunt niște lucruri care nu funcționează normal. Mai mult decât atât, era dată să fie construită pentru un PPP, pentru un parteneriat public-privat, adică practic o piatră funerară. De ce? Nu avem niciun exemplu în România de proiect care s-a dezvoltat prin PPP, pentru că legea PPP-ului nu este funcțională. În acest moment, mai multe instituții ale statului au atras atenția
că pot exista probleme, așa cum este în acest moment această lege conturată. Mai mult decât atât, guvernul săptămâna trecută a luat acest obiectiv de investiții de la Comisia de Prognoză, l-a transferat la Ministerul Transporturilor, acolo unde este locul, și pentru partea de Târgu Mureș, Târgu Neamț, vor fi alocate fonduri de la buget, deja sunt alocate, pentru refacerea, actualizarea studiului de fezabilitate, iar de la Târgu Neamț până la Ungheni, fonduri europene, deja s-a discutat cu Comisia Europeană pentru configurarea studiului de fezabilitate. Așa încât la începutul anului 2021 ar trebui să avem o documentație tehnică pentru întreaga autostrada Unirii. Iar în acel moment, când vor ști exact pe unde trece, deci în momentul de față, noi când spunem exact pe unde trece, trebuie să știm la nivel de milimetru, nu că trece cam pe lângă Borsec și coboară pe lângă altă localitate. Trebuie să știm exact pe unde trece, ce probleme avem și care sunt costurile. În acel moment va fi identificată sursa de finanțare. Sunt parteneri financiari străini, europeni, care sunt dispuși să investească. Este Banca Europeană de Dezvoltare, este Banca de Reconstrucție, sunt fondurile europene și guvernul caută soluții ca acest deziderat, într-adevăr, să ajungă de la nivel de vis, de idee, la nivel de faptă, de lucru concret. V-aș spune că în același timp, culoarul A7, autostrada București, Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Roman, Pașcani, Siret, este într-o fază a documentației înaintată. După cum știți, segmentul București-Ploiești este finalizat, după cum știți, se lucrează pe centura ocolitoare a Bacăului cu regim de autostradă care va fi parte acestei autostrăzi și urmează în perioada imediat următoare, având SF-ul făcut, să se scoată la licitație PT plus execuție. Deci lucrurile au început să se miște. În același timp, în discuție cu Comisia Europeană, se dorește să se scoată la licitație studiul de fezabilitate pentru autostrada Nordului, adică Suceava-Baia Mare. Deci sunt trei segmente importante care au intrat în atenția guvernului, guvern PNL, care se ocupă, pentru că Moldova nu a fost niciodată băgată în seamă prin ceea ce înseamnă dezvoltarea de drumuri de mare viteză, drumuri expres sau autostrăzi. Iată că lucrurile se întâmplă în doar 3 luni de guvernare liberală după 7 luni de guvernare PSD-istă. În 1 aprilie susțineam deja a treia intervenție de la tribuna Camerei Deputaților pe domeniul educației pe rezultatele de asemănare a examenilor naționale și avertizam atunci că educația națională este în colaps. În 25 iunie am depus un nou proiect de lege care să încurajeze angajarea persoanelor de peste 45 de ani, pentru că aproape 55% din șomeri înregistrați în România au vârsta de peste 45 de ani. Acest proiect se află pe flux legislativ parlamentar și așteptăm să ajungă la comisii și în dezbatere. De asemenea, din postura de vicepreședinte al Comisiei Parlamentare pentru Legislație Electorală, vă spuneam în 4 iunie, alături de colegii din PNL, dar și din opoziție, împreună cu PMP-ul, cu USR-ul, a reușit să impunem modificările legislative pe care deja le știți foarte bine, cu votul anticipat pe durata a 3 zile, suplimentarea secțiilor de vot, vot prin corespondență. În 19 septembrie, deja făceam interpelare domnului ministru Răzvan Cuc cu privire la autostrada Unirii, pentru că nimic nu se mișcase. Toate lucrurile erau înțepenite. Comisia de prognoză, precum Muzeul Antipa, pusese documentele pentru autostrada Unirii deoparte, să nu se piardă, să nu le fure nimeni. Era o dolce faniente, nimic nu se întâmpla, totul era în amorțire. În 4 decembrie, iată că promisiunile pe care le-am făcut aici, în Roman, în campanie electorală au început să devină fapte. În plenul Camerei Deputaților au fost votate o serie de legi care vizau bunăstarea și siguranța românilor. Legea recursului compensatoriu a fost abrogată.
lucru ce va conduce la creșterea siguranței cetățenilor. A fost eliminată și supraimpozitării muncii part-time. Să știți că foarte mulți oameni, în general ONG-urile, care desfășurau activitate cu muncă part-time, au suferit foarte mult. Au fost foarte multe petiții venite la guvern, iar această acțiune a noastră a fost tocmai în urma comenzii sociale care ne-a venit față de cei care erau nevoiți să plătească taxe la normă întreagă față de cât s-ar fi convenit pe munca prestată. S-a eliminat de asemenea și supraacciza la combustibil, ceea ce spuneam la momentul respectiv că va duce la o scădere a combustibilului și s-a văzut că acest lucru s-a întâmplat din ianuarie. În 5 decembrie, în urma rectificării bugetare, sumele alocate pentru decontarea concediilor medicale și a indemnizațiilor de asigurări sociale au fost suplimentate cu 1,2 miliarde de lei. Existau concedii medicale la firme neplătite de către stat, adică firma plătise omului, dar nu își recuperase de la stat de 11 luni. Exista TVA nerambursat. Știți că pe 25 a fiecărei luni firma e obligată să dea situația și să verse TVA-ul. În schimb, exista TVA nerambursat de 8 luni la firme. Aceste lucruri le-am aflat la dezbaterea, știți că am avut dezbateri, mă scuzați, sunt și un pic răcit, în acea perioadă cu profesorii, cu medicii, cu mediul de afaceri. Mediul de afaceri ne-a spus, domnul deputat, dacă ne ajutați cu acest lucru, dați o gură de oxigen mediului de afaceri care este sufocat, respiră cu porția. Primul lucru, când am mers la București, am insistat pe acest lucru. Și am fost ascultat și de premierul Ludovic Orban, și de ministrul de finanțe Florin Câțu, și lucrurile astea s-au întâmplat. M-am întâlnit ulterior la începutul anului cu mai mulți reprezentanți a mediului de afaceri care efectiv au venit și mi-au mulțumit că lucrurile au început să intre normal și că pot să respire. Erau la unele firme mai mari sume și de miliarde. Nu pot să vă dau numele, dar unul din patroni mi-au spus că sunt pregătiți să facă împrumut la bancă pentru ca să-și creeze o sumă de a acoperi acest deficit din partea statului. Adică tu, stat, dacă firma nu-ți plătește, o blochezi, o sancționezi, dar tu nu ai nicio responsabilitate și lași firmele efectiv să fie gătuite și să nu poată să-și desfășoare activitatea. Iată că am reușit să fac acest lucru și mă bucur. Aceste deficiențe, așa cum vă spuneam, au fost semnalate guvernului și guvernul a luat măsuri. În 13 decembrie am depus o inițiativă legislativă chiar pe sfârșitul anului ce impune Consiliului ASF forul de conducere a instituției ca la sfârșitul fiecărui an să prezinte Parlamentului un raport de activitate. Dacă raportul de activitate este validat în Parlament, conducerea ASF își desfășoară activitatea mai departe, dacă nu se consideră demisă. Mai mult decât atât, tot în acest proiect de lege, am menționat că membrii conducerii ASF trebuie să aibă studii financiare superioare. Nu e posibil să fii la ASF și să fii, nu știu, nu vreau să dau acum nicio categorie socioprofesională, să nu se simtă cineva lezat, dar dacă vorbim de o specializare destul de îngustă și de aprofundată, trebuie să respectăm acel for. Nu trebuie să fie doar un loc pentru sinecuri, trebuie să fie un loc pentru profesioniști care sunt, sigur, într-adevăr, supravegherea în domeniul financiar. Și acest lucru poate nu va conveni multora, dar eu cred că la un moment dat se spunea că corupția ucide și eu sunt de acord că corupția e un flagel care dăunează democrației și dăunează țării, dezvoltării. Dar eu să știți că nu l-aș pune pe primul loc. Eu pe primul loc aș spune prostia, incompetența și lipsa de profesionalism. Pentru că, în termeni matematici, dacă faci un calcul, corupția se depistează mai ușor și prin corupție ciupești ceva din întregul care ar trebui să fie dedicat total unui obiectiv. Dar prin prostie compromiți în totalitate obiectivul respectiv. Deci, neclasificând care e mai periculoasă în mod esențial, aș spune totuși că în cei 30 de ani,
România nu a mers mai repede, mai bine și mai sus, în primul rând, cred eu, datorită unor sinecuri date unor oameni incompetenți, a unor oameni care nu aveau ce căuta în acel loc și nu numai că n-au făcut nimic bun, dar au dăunat, pentru că prostul, dacă și-ar da seama că e prost, ar avea totuși un anumit și nivel de deșteptăciune. Dar așa, el se consideră deștept și în prostia lui dăunează grav sănătății poporului și țării. Activitatea politică, pentru că am ajuns la ultima propunere legislativă, voi trece la capitolul 2, activitatea politică. În 7 februarie 2019 am fost reinvestit în funcția de vicelider al grupului PNL din Camera Deputaților. Colegii mi-au arătat că munca depusă este respectată, este recunoscută și să fii viceliderul celui de-al doilea grup din Parlament nu cred că este puțin lucru. Și am fost onorat de această încredere pe care am primit-o. În 16 martie am participat la summitul Partidului Popular European PPE, a liderilor locali și regionali, care a avut loc la București. Peste 4.000 de participanți, lideri regionali și aleși locali din țările Uniunii Europene, desigur și din România, au arătat puterea și capacitatea administrativă a PPE, care este cea mai importantă structură politică din Parlamentul European. În 9 mai am organizat și participat la mitingul PNL de la Neamț în prezența președintelui PNL Ludovic Orban și a președintelui Klaus Iohannis. În 26 mai, votul pentru alegerile europarlamentare a adus prima mare victorie politică majoră a PNL în 2019, câștigarea alegerilor și sprijinirea referendumului inițiat de președinte, care a fost validat de către Curtea Constituțională. De asemenea, vreau să vă spun că și la Roman, echipa PNL a câștigat alegerile europarlamentare, agățând, dacă vreți, o nouă victorie alături de toate cele dinainte în panoplia organizației PNL Roman. În 13 iunie am avut onoarea de a participa ca membru în echipa Partidului Național Liberal la Palatul Cotroceni, așa cum vă spuneam, pentru a susține și semna acordul național privind consolidarea parcursului a României, un pas important în reașezarea normalității și decența inițiativelor politice naționale. În 3 septembrie, colegii din PNL m-au ales în unanimitate pentru a deține funcția de chestor a Camerii Deputaților. Personal, este o onoare imensă să fii chestorul Camerii Deputaților, pentru că nu doar această funcție de chestor, dar funcția de chestor îți rezervă locul în colectivul de conducere a Camerii Deputaților și în colectivul de conducere a Parlamentului. Pentru că poziția de chestor este membru cu drepturi depline în biroul permanent al Camerii Deputaților, care este forul de conducere a Camerii Deputaților și, de asemenea, rezervă locul în forul de conducere a Parlamentului, în biroul permanent reunit al Parlamentului, BPRP-ul, care este forul de conducere a Parlamentului, a Camerii și a Senatului. Acolo unde se iau toate deciziile importante în ceea ce înseamnă funcționarea, activitatea, implicarea Parlamentului României. Așa încât anul trecut a fost un an bun din acest punct de vedere al poziționării mele, astfel încât să pot exercita o activitate densă și prin care să-mi aduc aportul atât la nivel politic cât și parlamentar. În 10 octombrie a fost o victorie imensă a PNL, moțiunea de cenzură împotriva guvernului a fost adoptată și din postura de chestor al Camerei Deputaților am fost cel care am organizat, coordonat și monitorizat votul din cameră. Primul pas spre reașezarea României pe un parcurs corect, definit spre o evoluție normală, lucrul pe care, la care ați fost și dumneavoastră martori. 24-25 octombrie am participat la două evenimente importante pentru viitorul politic și administrativ al României, Liga Aleșilor Locale a PNL și lansarea programului Împreună pentru România Normală, unde președintele României, Klaus Iohannis, și-a prezentat proiectul de reconstrucție a României. În 4 noiembrie,
PNL are propriul guvern, începând să guverneze din 5 noiembrie. În calitatea mea de chestor, de asemenea, am organizat, coordonat și monitorizat votul de investire a guvernului și dacă la moțiune erau mulți sceptici că moțiunea va trece, la investirea guvernului erau foarte mulți sceptici că guvernul va putea să fie investit. Iată că am reușit și acest lucru, iar guvernul a putut deja să vină cu lucruri importante din obiectivele propuse asumate pe programul de guvernare. În 24 noiembrie, ziua în care am votat pentru o Românie normală, am acordat un nou mandat președintelui Klaus Iohannis și prin prezență, prin activitate, prin implicare, se dovedește încă o dată că a fost cea mai bună alegere. În 21 decembrie am participat la momentul depunerii jurământului de către președintele României, Klaus Iohannis, având mai mult decât onoarea de a fi participat la un astfel de eveniment pentru prima dată în viață. Dar în același timp am fost și gazda și însoțitorul Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, prea fericitul Părinte Daniel. L-am primit, i-am asigurat tot ceea ce înseamnă transferul în Parlament, prezența până când a părăsit Parlamentul. A fost un lucru care m-a bucurat, având, probabil am fost nominalizat din poziția de chestor să fac acest lucru, colegii cunoscându-mi și afinitatea către Biserica Ortodoxă Română. Lucrurile au evoluat și în teritoriu și voi trece la capitolul 3, activitatea în teritoriu. Am participat, sigur, am primit mai multe, să știți că eu discut și primesc foarte multe mesaje și eu și răspund la mesaje. Eu răspund și la mesaje și la telefoane și pe Facebook, nu m-am detașat de acest lucru, așa cum am obișnuit din perioada când eram primar. Și dacă cuiva nu pot să-i răspund că sunt într-o ședință, revin și îl sun ulterior. Și vedem ce doleanță are și ce se poate face. Și vreau, am spus acest lucru pentru că primesc multe mesaje și mulți oameni m-ar dori mai mult, mai des, mai aproape aici în zonă. Cu tot respectul și cu toată dragostea și mă bucură foarte mult acest lucru, foarte mult mă bucură acest lucru. Nu trebuie să le spun că prezența mea este reclamată și la București și sunt lucruri care de foarte multe ori îți dau programul. De exemplu, dumneavoastră sunteți martorii unui asemenea eveniment pentru că noi ieri trebuia să avem conferința de presă, dar întâmplându-se ce s-a întâmplat în Parlament și fiind membru al Biroului Permanent Reunit al Parlamentului, participând la ceea ce înseamnă depunerea moțiunii de cenzură de către PSD și programul, graficul, dezbaterile, dar și în Comisia de Cod Electoral, a trebuit să rămân și să amân acest lucru, ajungând azi noapte și vă mulțumesc pentru înțelegerea pe care ați avut-o în translatarea acestui eveniment de ieri astăzi. Deci, sigur că îmi doresc foarte mult, dar în același timp sunt lucruri care chiar necesită prezența acolo. De câte ori pot, voi fi mereu prezent la Roma și am fost în 24 ianuarie la sărbătoarea 160 de ani de la Mica Unire, în 21 februarie, conferință de presă organizată aici, în cabinetul parlamentar, unde am prezentat raportul de activitate. Anul trecut, iată, anul ăsta am reușit mai repede înainte de începerea sesiunii parlamentare. În 8 martie, așa cum am făcut mereu alături de colegii din organizație, am fost prezent în întreprinderi din municipiul Roman pentru a adresa felicitări, o floare doamnelor care lucrează acolo. În 4 aprilie am avut onoarea de a participa la deschiderea unui eveniment deosebit ce s-a desfășurat la Roma, Caravana Scriitorilor, prima ediție organizată de Uniunea Scriitorilor din România. În 11 aprilie am organizat și am avut ca invitat pe europarlamentarul Sigrid Mureșan și în prezența primarului municipiului Roman Lucian Micu o dezbatere cu peste 150 de tineri pe tema instituții și valori europene. În 22 aprilie am participat la Galeria de Arte Roman Art Gallery, la expoziția de icoane. În 23 aprilie am participat la comemorarea veteranilor de război, zi oficială concomitent cu Ziua Forțelor Terestre. În 24 aprilie, care de fiecare dată, de Crăciun, de Paște, încercăm să aducem o clipă de lumină, veselie și bucurie, așa cum am spus eu, să nu uităm nici când pe cei mai triști ca noi.
În 26 aprilie am avut vizita în municipiul Roman a liderului Partidului Național Liberal, domnul Ludovic Orban, președintele PNL și premierul de astăzi, și a candidatului de pe locul întâi la alegerile europarlamentare, domnul Rareș Bogdan. În 1 mai, alături de domnul primar Lucian Micu, am avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții asociațiilor pentru a le cunoaște noile nevoi, dar de unde mi-am cules și informații pentru a amenda legea asociațiilor, și multe din propunerile lor le-am dus către București să regăsesc astăzi în legea asociațiilor. În 9 mai am participat la activitățile desfășurate la ceremonialul militar religios, comemorând sacrificiul tuturor celor care și-au dedicat viața construcției națiuni puternice. 11 mai am participat împreună cu delegații din zona Roma Metropolitan la evenimentul regional de la Iași. În 30 mai am participat la zilele școlii de artă Sergiu Celibidache și la zilele Spitalului Municipal de Urgență. În 6 iunie am participat la manifestările dedicate Zilei Eroilor, alături de veterani, cadre militari, oficialități, dar și de tineri, cu bucuria de a descoperi că generațiile ce vin, alături de dascăl, de părinți, promovează respectul pentru cei care au contribuit în mod esențial la o Românie puternică. În 14 august m-am aflat la Hramul Adormirii Maicii Domnului la Biserica Preciosa Mare. În 15-22 august am participat la mai multe zile ale comunelor din Roman Metropolitan, moldoveni, Horea, Cordun, Tămășeni. În 20 august am participat la întâlnirea de la Primăria Municipiului Roman cu reprezentații românilor din străinătate, cu diaspora. În 9 septembrie am participat la festivități organizate pentru deschiderea noului an școlar la Colegiul Tehnic Roman Vodă, Miron Costin, Petru Poni, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, deschiderea anului școlar de fiecare dată aducându-mi o vibrație în interior și creându-mi o stare, o energie pozitivă. În 20 octombrie am participat la Biblioteca Municipală la o întâlnire cu peste 125 de tineri interesați de situația instituțiilor naționale europene, discuție concentrată pe analiza proiectelor și programelor pentru tineri. A participat europarlamentarul PNL Sigrid Mureșan, vicepreședintele Partidului Popular European. Adică am căutat să aduc și personalități în Roman. În 19 noiembrie am participat în sala de Consiliu a Primăriei la întâlnirea cu reprezentanții ai mediului de afaceri, acolo unde s-au ridicat și problemele de care vă spuneam și o parte din ele deja am reușit să le și rezolv. În 1 octombrie, în fiecare an, sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor de Vârstă a treia și am fost prezent acolo încercând ca parlamentar să transpun respectul pe care îl port seniorilor în proiecte de lege. În 15 octombrie am invitat și primit vizita în Palatul Parlamentului a unui colectiv de elevi de la Colegiul Național Roman Vodă. Am reușit aici să le fac o surpriză, să le și facilitez înscrierea pe platforma electronică pentru accesul la meciul România-Norvegia de pe arena națională. Sunt lucruri care s-au întâmplat, sunt lucruri la care am participat. Nu vorbesc de toate celelalte dezbatere. Am participat la ședințele Consiliului Local de mai multe ori, am participat la întâlnirea cu profesori, la întâlnirea cu personalul medical, cu personalul din domeniul economic. Am încercat mereu să fiu aproape de problemele oamenilor. Și să știți că tot ceea ce sesizez, tot ceea ce identific, caut să purced în identificarea de soluții. Nu întotdeauna soluțiile sunt pe masă. Nu întotdeauna lucrurile se pot mișca foarte repede. Uneori sunt cauze obiective și voi veni și la partea pentru ce va urma pentru viitor și am să îi explic aici un lucru, pentru că am văzut, să știți că urmăresc presa romașcană și am văzut unele lucruri care s-au sesizat și am să le explic, pentru că a nu ști nu e un păcat, dar acolo unde aveți o problemă, eu cred că fiecare dintre dumneavoastră am răspuns și n-am avut probleme în a lămuri anumite lucruri. În 6 decembrie am oferit cadouri împreună cu Organizația Femeilor Liberale copiilor de la Centrul de Zi pentru Copii aflați în stare de risc. Am participat la Biblioteca Municipală, la premierea voluntarilor din Roman. Am fost prezent la Vecernia Sfântului Nicolae, la Biserica cu acest hram din Roman. Și sigur, ziua s-a încheiat cu deschiderea oficială a patinoarului din Roman, care eu sunt convins că a adus bucurie și celor mari și celor mici. În 30 decembrie
am participat alături de primarul municipiului Roman și de primarii din zona Roma Metropolitan la cea de-a 10-a ediție a Festivalului de Date și Obiceiuri Roman Metropolitan. De asemenea, în seara de Revelion am fost din nou prezent în mijlocul romașcanilor pentru a 12-a oară consecutiv. Ceea ce eu cred că e un semn de respect față de orașul meu, față de romașcanii mei. Să știți că nu mulți, că o spune, ei, da, și dacă nu mulți sunt dispuși să-și sacrifice noaptea de Revelion pentru a fi, și vă spun asta, inclusiv oameni din jurul meu, inclusiv din partea opusă a politicii pe care o reprezint. Dar eu am considerat că a fi alături de oameni atâta timp cât pot, atâta timp cât dețin o funcție prin care m-au investit, eu cred că e un semn de respect, în primul rând, față de ei. Cu privire la media, știți că am fost prezent și în media națională și în media locală, atât la posturi de știri, cât și prin declarații și comunicate de presă. Am participat la emisiuni live la România TV, Digi24, Realitatea TV, TVR, Antena 3, Adevărul Live, Evenimentul Zilei Live, unde am discutat despre problemele românilor în general, dar și a nemțenilor în particular, iar de câte ori s-a evit ocazia, am pomenit mereu cu drag de romani și de romașcani. Am participat în direct la peste 5.000 de minute pe posturile naționale. Acum știți dumneavoastră cum e treaba, inclusiv aici când vă vine un invitat într-o televiziune și mulți când văd camerele și microfonul pus în față, intră deja într-o stare de, aș spune, imponderabilitate, ca să nu vreau metaforic, dar oricum într-o stare febrilă. Gândiți-vă ce se întâmplă în studiouri în care poți să ai, și probabil ați urmărit, ați văzut, atât moderatorul cât și 3 sau 4 invitați împotrivă. Și ești singur și trebuie să lupți, trebuie să cunoști, trebuie să te pregătești. Așa cum profesorul se pregătește când se duce la clasă în fața elevilor, așa și aici. Trebuie să te duci pregătit, pentru că este o vorbă din popor, că deșteptul se recunoaște și prostul se divulgă. Lucrurile trebuie foarte bine gestionate. Reprezinți doar pe tine. Reprezinți, iată în cazul de față, guvernul, parlamentul, un partid, și lucrurile trebuie să desfășoare cu responsabilitate, cu demnitate, cu decență, profesionalist, astfel încât să funcționeze lucrurile cât mai bine, iar în momentul de față, dacă sunt unul din primii 5 comunicatori ai Partidului Național Liberal, la nivel național, eu cred că nu este puțin lucru. Adică, conchizând, cred că acolo unde romașcanii m-au trimis, mi-am făcut datoria, cred că nu m-am făcut de râs, cred că i-am reprezentat cu demnitate, cred că am fost parlamentarul de la Revoluție până în prezent, cel care a fost cel mai activ și care a transmis informații în media națională cel mai des și cu prestații, zic eu, care onorează. Am fost parlamentarul care a fost prezent în mass media ori de câte ori am fost solicitat și am organizat periodic conferințe de presă. Vă mulțumesc pentru conlucrare, vă mulțumesc pentru sprijin și am fost prezent prin presa locală și prin comunicate, materiale, evenimente cu ceea ce fac. Și toate aceste lucruri eu nu pot să vă promite că dumneavoastră și romașcanilor că vor continua. Cu privire la viitor, este foarte important că avem un guvern PNL care poate sprijini și ajuta. Am avut câteva lucruri pe care le-am propus, pe care le-am susținut, fiind parte, așa cum am spus, și din forul central de conducere a Partidului Național Liberal. Lucruri pe care le-am combătut la televiziuni și în Parlament, și cred că vă aduceți aminte și dumneavoastră și romașcanii, când vorbeam de supraacciză, când vorbeam de supraimpozitare, când vorbeam de recurs compensatoriu, când vorbeam de pensii speciale, când vorbeam de primar în două tururi. Iată că pentru majoritatea din acestea am fost și inițiator. Nu numai că am votat politic, n-am avut ce face. Și mi-a plăcut cineva cum comenta ieri la televizor și a spus, domnilor, zice, dumneavoastră priviți așa cu oarecare relaxare faptul că
Parlamentarii au votat cu mâna lor tăierea propriilor pensii speciale. Și zice, aș vrea să vedem câte categorii din țara asta ar fi de acord, ar semna sau ar vota diminuarea pensiilor lor. Deci, până la urmă, a fost o chestie de responsabilitate politică. Și noi am considerat că aceste impropriu numite pensii speciale, indemnizații speciale, practic nu sunt meritate. Am crezut acest lucru, cred acest lucru, am semnat, am votat și voi susține acest lucru. Deci, lucruri care s-au întâmplat și sunt la vedere. Apoi, am susținut foarte mult ca o parte din proiectele pe fonduri europene din lista de rezervă să poată fi introduce la finanțare. Propunerea mea a fost că, decât să venim în momentul de față cu un PNDL 3 și să solicităm alte proiecte, unele făcute pe genunchi, alte care leagă un drum care pleacă de nicăieri și duce către niciunde, alții că reabilitează o școală care deja nu mai are elevi pentru a funcționa această școală, să folosim lista de rezervă. Și pe mine m-a interesat în primul rând axele 10 și 13, unde și Primăria Municipiului Roman are proiecte, și mă refer aici la Cinema Unirea, mă refer la școala Carol I, la Corpul D, școala Celibidache, Corpul D de la Roman Vodă, grădinița pe care am introdus-o încă de când eram eu primar în lista de finanțare și pe urmă PSD-ul a dus-o în așteptare, în expectativă, pe program dezvoltarea educației timpurii în cartierul favorit, între Biserica Copiilor și stadion. Deci toate aceste proiecte erau în așteptare. Mă bucur că și premierul și ministrul dezvoltării au fost deschiși către aceste propuneri și proiectele maturate, aflate pe lista de rezervă, avem promisiunea că vor intra la finanțare. Vor fi proiecte importante pentru municipiul Roman în acest sens. Pentru că aceste proiecte deja sunt depuse, deja au studii, deja au tot. E păcat să începem să cheltuim alți bani în țara asta când avem proiecte care așteaptă și care pot fi finanțate. De asemenea, am văzut un comentariu vis-a-vis de Casa Celibidache că se află la CNI și distanța nu e mare până la minister. Acum, conta că distanța e mare sau mică, că biblioraftul ăla sau cărțile alea nu îl luau pe jos să meargă și le putea călca o mașină. Problema e alta și vă explic eu. Problema când minister nu era configurat CTE-ul. Deci, își terminase treaba Compania Națională de Investiții, dar trebuiau să treacă la analiza Comisiei Tehnico-Economici, adică spre ultimul pas, analiza în Comitetul Interministerial, semnaș da drumul la finanțare. Pentru că ministerele au funcționat în această perioadă, au fost sărbătorile, au fost atâtea acțiuni, n-au reușit să ocupe toate posturile de secretar de stat, subsecretar de stat, personal abilitat care să facă parte din Comitetul Tehnico-Economic. Așa că numai săptămâna trecută s-a putut configura Comitetul Tehnico-Economic. Eu am discutat de mai multe ori aceste probleme, să nu credeți că eu nu le țin acolo frâu, pentru că să știți, în general pe presa locală, eu vă spun acum, presa locală e foarte urmărită de cei locali. De la nivel național nu se uită și nu impresionează pe nimeni. De fapt, este și multă presă națională care nu impresionează pe unii. Dar eu vă spun că eu sunt cel mai afectat ca romașcan și eu încerc să țin permanent lucrurile sub control. Am promisiunea că săptămâna viitoare va intra în primul șut, pentru că sunt multe proiecte, nu e numai proiectul nostru. Dar eu am solicitat să fie prioritizat și să intre. Comitetul Tehnico-Economic de-abia săptămâna trecută a fost validat. Nu a existat, așa că n-avea cine să evalueze. Deci lucrurile sunt urmărite, încerc să le țin aproape și încerc să fac cât mai multe lucruri. Uitați, a fost săptămâna trecută când am mers cu noul director al Apelor Române, a fost și o parte din presă cu noi, și în dezbaterea de la primărie și în întâlnirea de pe malul Moldovei. Azi directorul dimineață, înainte de a începe cu dumneavoastră, a fost prezent aici, la cabinetul parlamentar, domnul director general de la Basiret, și a raportat că toate
tot ceea ce am solicitat eu acolo, și eu am solicitat, nu că mi-am dat eu cu părerea, ceea ce au spus cei de la APA Serv. Tot ceea ce am solicitat eu s-a făcut. APA Servu mi-a mai solicitat un lucru să-i sprijin. Eu acum nu sprijin APA Servu. Eu sprijin Romanul și pe Romașcani. Și mai trebuie de colmatat într-o zonă, l-am rugat pe domnul director de aici, a plecat acolo, mi-a promis că de luni se va face și acest lucru. Mai mult decât atât, să știți că am avut o discuție, eu n-am făcut o conferință de presă atunci și n-am considerat că trebuie să mă bag în seamă. Eu am considerat că trebuie să creez niște pârghii să sprijin la rezolvarea acestei probleme. Să știți că am avut o discuție foarte acidă cu directorul de la APA Serv, în care i-a spus foarte clar, i-am cerut să te trimită identificatorul, sonarul pe Roman, iar noaptea, atunci când e liniște, să meargă pe principalele magistrale, să asculte cu sonarul și să vadă unde sunt spărturi. Deja două au fost identificate, unul pe Tineretului, în zona școlii 1, și unul pe Mihai Eminescu, și la amândouă s-au intervenit, erau pe conducte de 300. Conducta de 300 e o conductă destul de mare în diametru. O pierdere la un astfel de... Numai... Și spuneți, dar cum din nou știu până acum? Iată că câte ori, uneori, diavolul își bagă coada. Și apa care se pierdea din conductă îți ducea direct în canal. S-a nimerit să fie lângă un canal. Și atunci n-a ieșit nicăieri ca să depisteze pierderea. Dar iată, cu sonarul eu am solicitat. Două lucruri am solicitat. Două lucruri am solicitat. Și am spus așa, luați în calcul foarte serios. 1. Să identificăm cu sonarul, pentru că dacă aveți la piatra un dispozitiv de acesta, care este performant, hai domnule să vedem. Și eu am spus și în perioada următoare, trebuie verificat, în principal, pe rețelele de mare diametru. Pentru că acolo sunt pierderile cele mai mari. Să limităm pierderile. 1. 2. Ce am putut să facem împreună cu... Să nu credeți, solicitări au fost din ianuarie pentru să intervenim pe Moldova. Dar până nu s-a schimbat conducerea de la APA Serv, de la APA Siret, nimeni n-a mișcat un deget. Iată că într-o săptămână s-a dovedit că se poate face toate lucrurile pe care el le-a solicitat. Refacerea pragului, o aripă pentru dirijarea apei spre zona de puțuri, în altă zonă unde era un blocaj curățirea. Deci tot ce am solicitat, directorul astăzi a venit și m-a informat că s-a rezolvat. I-am solicitat încă un lucru, mi-a promis că săptămâna viitoare îl va reface. Sigur că toate aceste lucruri sunt legate între ele. Este o secetă acută. Îmi povesteau că și ei la Bacău au o mare problemă cu tragerea apei din Vozun, de acolo de unde se alimentează, că apa a scăzut foarte mult, trebuie să o trateze mult mai mult, că apa vine mai tulbure, vine mai cum trag de pe din lac de acolo și așa mai departe. Deci probleme sunt peste tot. Este o secetă acută. Acum este... foarte deranjant că romașcanii sunt perturbați în activitatea lor de programul apei. Dar eu vă spun că problema cea mai gravă e problema în agricultură. E posibil această secetă efectiv să dea peste cap recolta anului 2020. E un lucru foarte grav. Deci avem nevoie de ploaie, de acum este o situație de urgență, de maximă criză. Lucrurile se leagă între ele. Mai mult decât atât, al doilea lucru, probabil așteptați, i-am spus directorului de la APA Serv să caute o soluție. Eu am vorbit și cu directorul tehnic Tuluș de la APA Vital să caute o soluție în care să poată prelua o parte din apă cât pot și ei, că înțeleg că și la ei e problemă cu apa, dar dacă au un surplus, să luăm pentru Roman o parte și să încerce să compenseze. Sigur că trebuie făcute niște manevre, niște bypass-uri, dar să facă aceste lucruri. I-am solicitat să facă aceste lucruri, pentru că mai mult decât viața, sănătatea și confortul romașcanilor, a nemțenilor, pentru mine nimic nu e mai important. Și am solicitat. Acum v-am spus că ne-am întâlnit în conferință, nu v-am spus discuțiile pe care le-am avut nici atunci, nici acum, v-am făcut un scurt rezumat și pe ele. Deci să nu credeți că mi-am mutat atenția doar pe problemele naționale sau regionale. Sigur, am insistat foarte mult. După cum știți, sunt două obiective importante pe care eu le susțin. Autostrada Unirii și Spitalul Regional de la Iași.
Vreau să vă spun încă o veste bună. În programul de guvernare PSD își asumase 8 spitale regionale. La un moment dat au prioritizat la 3, Iași, Cluj și Craiova. Nu numai că din cele 3 n-au făcut vreo unul, dar nici n-au început vreo unul. Nu numai că n-au început vreo unul, dar nici n-au încheiat un contract de finanțare pentru vreo unul. Iată guvernul PNL, Ludovic Orban, în 3 luni de guvernare, deja a semnat contract de finanțare pentru primul din cele 3, cele 3 spitale regionale, și anume cel de la Iași, pentru care deja este semnat contractul de finanțare. Iată că deja guvernul a alocat fonduri pentru actualizarea studiului de fezabilitate a autostrăzii Unirii pe segmentul Târgu Mureș-Târgu Neamț. Iată că guvernul deja a început discuții la nivelul Comisiei Europene pentru a primi, a putea lua fonduri din ceea ce înseamnă POIM, astfel încât să finanțeze studiul de fezabilitate pe Târgu Neamț-Ungheni. Deci, eu cred că la începutul anului 2021 vom avea o documentație tehnică pentru trosonul. Noi până acum vorbeam de autostrada Unirii ca despre o idee, despre un vis, despre un deziderat, neavând niciun fel de dată, niciun fel de informație tehnico-economică. Iată, se apurcesc la acest lucru, urmând ca imediat să identificăm finanțare și să facem. Iată că se pornește pe autostrada A7 să se treacă la partea de construcție. Eu sper că în următorii ani vom avea șantierii importante pe acest segment care va lega Siretul, Suceava, dar pe mine mă interesează Romanul de București în regim de autostradă. Sunt lucruri care se întâmplă și voi fi mereu acolo prezent, apăsând pe problemele care interesează pe moldoveni, pe nemțeni, pe romașcani. Sunt lucruri pe care am dorit să vi le aduc la cunoștință. Sper că m-am încadrat, am dorit să mă încadrez într-o oră cu tot ceea ce am avut eu de prezentat și de informat și pe dumneavoastră și prin dumneavoastră pe romașcani, pe toți cei care interesați de activitatea noastră, și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Am câteva întrebări. Însă, mentalitatea atingerea fileu și vreau doar să fac o precizare, spuneați că este multă presă locală care nu interesează național. Da. Și mai recent exemplu este un articol pe care l-am publicat legat de un deal al Consiliului Județean și care a ajuns în 2 CPR. Deci, cred că presa... N-ați înțeles. M-am referit la autorități. La autorități. Da? Că 2 CVL nu poate să facă nimic pentru România și pentru să ne construiască un segment de autostradă sau să aducă mai multă apă la Roman. 2 CVL nu. Eu vorbesc de cei care ar putea să devină sensibili la problemele unei localități, a unei regiuni, și să miște ceva, să se întâmple ceva, să se facă lucruri. Despre asta vorbesc. Adică să știți că și din interior e greu. Credeți-mă că e greu. Trebuie să fii cum e ciocanul pinicovală ca să se produci ceva. În sensul ăsta am spus, dacă ați înțeles greșit îmi cer scuze, nu în alt sens, adică dacă simțiți ceva, eu asta am vrut să vă informez, mă pun la dispoziția dumneavoastră, sunt sesizați și eu încerc prin funcția pe care, prin poziția pe care o dețin, să încerc să mișc lucruri, atât cât pot și eu. Acum trecem la partea în care eu vă sesizez ceva. Vă rog. Ce funcție aveți ca parlamentar să stimulați niște funcționari din instituțiile centrale ale statului să-și facă treaba? Asta în condițiile în care dumneavoastră a spus așa, nu s-a format Consiliul Tehnico-Economic de la Ministerul Lucrărilor Publice și de aceea nu... Da, e adevărat. Însă, CNI mi-a răspuns mie că nu trimisese dosar, ceea ce este total diferit, pentru că degeaba s-ar fi format acel Consiliu la Ministerul Lucrărilor Publice dacă dosarul nu era... Acolo, dosarul când vine acolo, trebuie să vină acolo de la CNI împreună cu reprezentantul proiectului care să-l susțină în CTE. Deci ca să vină de acolo trebuia să aibă unde să ajungă. Pe un raft? Nu, el trebuie să ajungă în Comitetul Tehnico-Economic, asta am încercat să vă explic. Deci acolo lucrurile nu erau puse cap în cap, acum sunt puse. Și încercăm să le mișcăm. Am vrut să vă spun de ce. De ce nu s-a mișcat? Deci nu e decât o chestie birocratică din cauza că nu era... Eu așa știu și am fost informat și la nivel de ministru și la nivel director general de Companie Națională de Investiții. Cu amândoi por discuții în ce privește obiectivele pentru Roman. Pentru că ideea de a... Da, nu... Comportă multe înțelesuri. Nu. De ce comportă multe înțelesuri? Pentru că un blocaj poate fi cauzat din...
de factor obiectiv sau subiectiv. Bă, dar noi nici dumneavoastră, nici eu nu suntem în măsură să facem analiză acolo. Pe mine mă interesează să-mi văd obiectivul atins. Și eu atunci asta spun, vreau să se miște lucrurile astfel încât să se întâmple. Și atunci, creând acest demers, am aflat că primul prag acesta era. Comitetul Tehnico-Economic nu era definitivat. Acum e definitivat. Și avem așteptări și dumneavoastră și eu acum. În sensul ăsta am spus-o. Corect, corect. Ați spus, chiar la începutul conferinței, că veți cede la final de an votul nemțenilor pentru un mandat parlamentar și întrebarea mea este dacă vă va cere partidul în mod expres. Nu vă spun că au fost astfel de discuții și eu mi-am manifestat opinia. Mai mult nu pot comenta. Bine, opinia dumneavoastră se subînțelege din ceea ce a spus la începutul conferinței. Da, da, adică eu am început o muncă pe care vreau să o continui. Și dacă dumneavoastră... Nu pot să dau un răspuns acum. Vreau să vă spun că în momentul de față se desfășoară un sondaj pe Neamț, de la nivel național comandat. Deci nu puteți să spuneți care sunt oamenii pe care îi vedeți potriviți pentru a conduce Consiliul Județean? Nu. Nu. Sunt oameni deja aruncați în testare, dar nu-i corect să ne nominalizez acum. Ați spus la un moment dat, vorbind despre acel caz în care ați făcut dumneavoastră interpelări pe pensiile de la ArcelorMittal, că e cumva vina oamenilor? Nu. Eu am vrut să spun că întotdeauna cele două instituții pun la mijloc oamenii, știți, și omul apare ca vinovat, dar omul nu are nicio vină. Omul, practic, e victimă. În sensul ăsta am spus. Știu, dar acolo, practic, se va, nu știu, instituțiile se vor întreta împotriva angajatorului sau cumva se va reglementa situația, nu am înțeles foarte bine. Deci, sincer, ce vă spun și eu, în momentul de față, lucrurile nu sunt deloc clare din punct de vedere a cetățeanului. Îs clare doar din punctul de vedere a instituției, care a spus că ea n-a greșit, mă refer la oficiul de pensii, că ei n-au greșit, că trebuiau să facă 13 ani, dar eu mă întreb așa totuși, în momentul când au venit documentele alea, nu trebuiau verificate atunci? Nici mie lucrurile nu sunt foarte clare cum evoluează. Deci, din momentul de față, eu știu de la oameni care au venit aici împreună cu sindicatele, știu așa de la oameni că li s-a oprit pensia și că li se va face popriri pe ceea ce înseamnă reținerea ceea ce au primit. Acum, unii dintre ei au avut noroc, probabil că au fost doar câteva luni, li s-a împlinit cei 13 ani și au putut intra. Și li se poate opri cât au primit ei câteva luni pensia din pensia care deja o primesc. Dar ce fac cei care n-au nici pensie, nici salariu? Aici e o mare problemă. E foarte dificil pentru că întreprinderea nu le poate acorda nici statut de angajat, nici de angajator, nici de pensionar, pentru că ei de atunci, timpul trecând, au ieșit și din postura de a mai putea deține un loc de muncă. Din ce mi-am inteles la voastră s-a făcut acea interpelare către fostul guvern, către reprezentanții fostului guvern, către venia cu către doamna ministru. Am discutat, am dus dosarul, deja am discutat cu doamna ministru. Deja am revenit și am discutat și am dat în discuții și cu aici, cu oficiul de la Neamț. Nu vreau să arunc cu anatema să greșesc. Eu simt cam unde ar fi greșeala, aștept întâi să vedem cam ce are și de aici. Ce bani s-ar putea face autostrada 8, vorbind inclusiv despre mutul de la BERT, ceea ce se practică și în alte țări, dar din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi sursa de finanțare pentru A7? Pentru că spuneați că pentru A7 lucrurile sunt relativ avansate. Spre A7 lucrurile sunt avansate. Eu, din câte am înțeles, este sursă de cofinanțare și de la minister și prin atragere de funcții de fonduri europene. Deci aici este interesul pe ce înseamnă A7. Și cât credeți dumneavoastră că noi cu toții, inclusiv dumneavoastră, inclusiv eu, vom putea circula pe A7 sau pe A8? Eu pe A7 cred că vom putea circula, dar îmi dau o părere, m-ați întrebat, luați-o personal, e o părere personală. Undeva în jur de 7 ani,
Iar pe A8, eu zic minim 10. Minim 10. Da. Și, pentru că eu cred că câțiva ani va dura efectiv lucru și eu, ați văzut cât a durat grădinița din Victor Hugo? Deci acum dacă intră la finanțare împlinește cred că 6 ani. Da? Și dacă se construiește încă până toate licitații cu toți termină încă 2 ani, 8 ani. Acum vă mai spun un lucru. Eu am fost foarte contrariat și eu sunt unul din cei care nu sunt foarte tăcut. Nici pe la partid, nici pe la parlament. Ați văzut ce fac chinezii, da? Spitalul ăla care îl fac într-o săptămână, 7 zile, nu? Pe 1000 de paturi. L-ați văzut, nu? Și ați văzut și gara aia unei care nu asigura devărul trenurilor și au construit încă o gară într-o noapte. Dar lucrurile astea se pot face numai în dictatură. În democrație nu se pot face, pentru că... Ascultați un pic. Pentru că numai ca să faci studiile, numai ca să faci... Gândiți-vă că acolo nu se duce nimeni să-i verifice dacă a făcut studiu topo, studiu geo, vine inspecția de stat în construcție, acolo s-a dat un ordin să se construiască. Sunt convins că un proiect a existat, pentru că ei au mai multe proiecte. Au luat un proiect tip, l-au adaptat la teren și au început să lucreze. Și au lucrat, ați văzut în ce sistem se lucrează. Pentru că în momentul când lucrezi, și acum vin la celălalt lucru, în momentul în care lucrez într-o economie care duduie sau lucrez într-o dictatură, nu mai evoluez neapărat indicatorii tehnico-economici. Noi care suntem subsecvenți a unei legislații europene, trebuie să respectăm toate aceste lucruri. Deci nu se poate construi într-o noapte și nici măcar într-un an o autostradă. Sunt conștient. Adică să vă spun că în 2-3 ani am avea o autostradă, știți ce aș face? V-aș minți. Dar nu am știut, dar știu că dar dumneavoastră cam cum v-ați aștepta, sincer, cam cum credeți, cam în cât timp? Eu nu mai am așteptări. Dar trebuie să avem, de ce să nu avem? Trebuie să avem așteptări, că doar vrem să trăim... Da, da, da. O legislație mai corectă, o debirocratizare, o digitalizare, o așteptare. Și eu la fel. Nu e timpul de lucru efectiv care le ține pe loc autostrada, ci studiile și hârtile. Și timpul de lucru. Păi dumneavoastră gândiți-vă că la noi o persoană, dacă nu a lucrat 8 ore, amenzile peste 8 ore sunt de sute de milioane. Acolo lucrează da, zi lumină. S-a prăbușit, o tras de o parte, a intrat altul. Ați dat exemplu Chinei, care da, a da, zile da, și a lucrat 8 ore pe zi cu tot... Cine a lucrat 8 ore pe zi? Chinezii. Nu, nu. Acolo s-au lucrat non-stop. S-a lucrat non-stop. Pauză doar de revenire, așa. Da. Da. Dar dacă se poate lucra în China, dau un exemplu, că tot s-a dus vorba de China, dar și colega de Olanda și vom mai un exemplu din Statele Unite, unde au trecut o cale ferată pe sub o stradă într-un weekend. În ce țară? A, o țară comparată cu România, comparabilă cu România. Vorbim de economii puternice, vorbim de economii care își permit. Statele Unite a dezvoltat aceste drumuri pentru că jumătate din țările lor știți că nu au cale ferată. Ei n-au dezvoltat transportul pe cale ferată. Dar vorbim din economie puternică și America, dacă ar vrea aici să vină să implice să facă o investiție, ceea ce trebuie discutat în viitor, lucrurile s-ar putea mișca foarte repede. Deci atunci când deții bani, poți să faci lucruri foarte repede. În momentul în care, fiți atenți, s-ar putea tu stat, nici să n-ai sumele suficiente pentru cofinanțarea banilor europeni pe care iei, atunci ai niște probleme și trebuie să te gândești cum gestionezi lucrurile astea, cum prioritizezi și cum le faci. În momentul în care ai, da, faci. Că dacă ai bani, îți iei Mercedes, nu iei Logan. Despre asta e vorba. Sigur că ne dorim. Dar eu vă spun că dacă mai vine încă un ONG și analizează cum e cu cărăbușul care pășește pe crenguță și dacă e lumină sau e zgomot, s-ar putea să cadă de pe ghindă, iar avem niște probleme. Eu mi-aduc aminte când era președinte de Consiliul Județean domnul profesor Vasile Pruteanu. Domnul profesor Vasile Pruteanu a avut un proiect de iluminarea
cheilor Picasso-ului, dacă vă mai ajuns aminte. Și acel proiect a căzut pentru că Comitetul Regional pe Mediu i-a spus că este gândăcelul mic de fag care e deranjat la trepidații și la lumină. Și i-a zis atunci, domnule, îl deranjează lumina unii batii de la cum luminez. Dar zice, ce-o mai acolo? Îți poate duce un pic mai acolo gândăcelul unii mei întuneric? Nu s-a dat avizul și iată că poate cheile Bicazului erau astăzi luminate. Era altceva, nu? Nu s-a întâmplat. Eu cred că trebuie să... Noi avem șoc. Și cine dau aceste chestii? Nu ne încurcă aici nici francezi, nici americani. Noi pe noi. Da? Vine câte un ONG, vine câte un om care zice că el e specialist pe un domeniu și poate e. Dar noi trebuie să căutăm soluții, nu cum să blocăm niște obiective. Despre asta... Eu iau niște termene, eu m-aș bucura în 10 ani să pot circula pe autostradă, chiar m-aș bucura. Și credeți-mă că m-am gândit de două ori când să vă spun numărul ăsta de ani. Dar dacă dumneavoastră sunteți mai optimiști, mă leg și eu imediat la optimismul dumneavoastră. Că și eu îmi doresc. Vă rog. S-a văzut faptul că legea pentru eliminarea pensiilor speciale are probleme de constituționalitate și acum mă întreb dacă după ce... va decide CCR-ul. Să zicem că spune că da, e neconstituțional. Ce faceți? Votați încă o dată o lege care să fie în acord cu... Trebuie văzut ce dă ca neconstituțional. Pentru că există foarte multe speculații, inclusiv la televizor, la posturile naționale. Și mulți speculează fără să citească. I-ai dată vis-a-vis de pensiile magistraților, a fost dat atunci ca element de neconstituționalitate, în sensul în care decizia Curții Constituționale a fost că pensia magistraților nu poate fi diminuată sub limita de contributivitate. Dar noi susținem principiul contributivității. Adică cei pe contributivitate să se plătească. Noi susținem că ce este peste ceea ce într-un fel e necuvenit. Și spun, domnule, noi ca magistrați, eu respect această muncă și știu că este de răspundere. Și poate trebuie gândită o piramidă și a salariilor, și a pensiilor. Trebuie gândit mult mai profund importanța muncii, studiile. Domnule, contează în viață. Modul cum cântărești, modul cum decizi, dar în același timp trebuie văzut pentru că saltul este totuși imens. De la pensia cuiva de 700 de lei, 700 de lei, poate într-adevăr că omul ăla n-are nici studii, n-are nici o muncă nu știu cât de importantă social, dar până aduce-o la 77.000, cea mai mare pensie din România, mi se pare totuși că depășește orice limită. Mie așa mi se pare. Așa mi se pare. Eu aș crea chiar o plafonare la un anumit nivel. O plafonare. Dom'le, nimeni în România nu poate să aibă o pensie mai mare, nu știu, de 15.000 de lei. Și de aici încolo, aia să fie cea mai mare funcție de importanță, de munca, de riscul, de faptul că prin activitatea sa a fost... vitregii de alte lucruri. Nu că mulți spun, domnule, n-am putut și militari, și politicieni, și spun, domnule, dar n-am putut să fac un business în paralel, n-am putut să fac asta. Da, dar ai ales. Când alegem, alegem cu orice risc. Am ales să fiu politician, am ales în condițiile care sunt. Asta e, frate. Nu trebuie să mă duc acolo ca obiectiv pentru o pensie specială. Trebuie să mă duc acolo pentru că chiar îmi doresc să fac ceva. Că în corolar, pentru că sunt acolo, vin niște drepturi salariale, niște drepturi bănești, asta e altceva. Din ele decurge și partea de pensie. Și atunci, într-un respect față de întreaga societate, trebuie clădit lucrul ăsta. Nu trebuie să sărim calul în niciun domeniu. Ăsta e punctul meu de vedere. Da, ați spus că ați fost între cei care ați semnat pentru abrogarea legii pensiilor speciale în ceea ce privește activitatea de parlamentari. Ce se întâmplă? Nu știu dacă pentru pensii speciale am fost inițiator, am fost la tururi, mi se pare că la primar în două tururi am fost inițiator. Nu mai țin minte acum că s-a lucrat atunci. Nu vreau să mint de asta, vreau să spun adevărul. Ce se întâmplă cu pensiile
comisiile speciale ale aleșilor locali, că dumneavoastră veți beneficia două mandate și de acest lucru. Păi și acestea... Da, și acestea, deci nu rămân... Dumneavoastră vă interesa pensia specială a primarilor în general sau că și eu am fost două mandate primar? Da, știu, am glumit. Da, și acestea intră sub aceeași incidență. Acum, dumneavoastră, știți că codul administrativ este la Curtea Constituțională pentru sesizare pe elemente de neconstituționalitate. Așteptăm și de acolo să vedem ce... Oricum, guvernul, în momentul de față, pe ceea ce era, se putea trece la pensii speciale către aleșii locali. Și după cum știți, guvernul a prorogat termenul pe un an de zile, pentru că așteptăm răspunsul de la Curtea Constituțională. Pentru... Până la pensie, dumneavoastră, mai aveți ceva vreme, dar așa, mare fiecare se gândește la acel moment. V-ați făcut un calcul la ceea ce ați însemna pensia cetățeanului Leoreanu când... Nu. Așa cam când... Nu. Chiar nu mi-am făcut și chiar nici nu mă gândesc la pensie. Eu mai am, cum? Mai am treabă, eu nu ies la pensie. Eu mai am cel puțin 12 ani, 13 ani până la pensie. Ați vorbit despre acel sondaj referitor la candidații pe care îi veți susține în județul Leoareni. Da. Mă interesează dacă pentru municipiile și orașele din Neamț au fost introduse câte două, trei cume și dacă ați luat un calcul ca la romanț, mai introduceți argumente în formă de faptul că se așteaptă decizia privind decizia cu ceea ce se va întâmpla nu va influența. Înțelegeți? Pentru că acea decizie care vine este pentru perioada trecută și nu afectează mandatul următor. A fost dată lege în Parlament și a fost corectat acest lucru. Deci acel lucru nu afectează, indiferent cum vine. Și dacă dispozitivul sentinței va spune că... A, cu interzicerea drepturilor electorale... Nu, că nu-i condamnare penală ca să ducă către... Nu-i pe corupție, nu-i pe așa ceva ca să ducă către acolo. N-are cum să ducă către acolo. Dar dacă mi-a spus întrebarea, să vă răspund. În aceste zile se va desfășura un sondaj și în roman. Și sigur că acolo sunt mai mulți candidați. Puși. Un sondaj pe care îl facem pentru noi. Nu facem un sondaj pentru a da informații în spațiu public. Îl facem pentru noi, în care testăm și punctul de vedere a romașcalor, ce-și doresc, este și pe ozonarea romanului, pe fiecare cartier. Deci este un studiu sociologic, mai bine zis. Întorcându-ne la criza pe care piciorul drept al candidatului dumneavoastră, deși indirect, dar partea primară spune de tot ce se întâmplă în roman. Ce ați făcut concret și dacă în bugetul acestui an este prinsă și varianta aceea înaintată în Comisia Tehnică de finanțare a unei captări de suprafață din lacul de la microhidrocentrală. Este foarte important acest lucru. Sau ce lucrările sunt prinse concret? La... Acest an a fost și un an cu o criză, cu o secetă istorică. Deci reprezintă o excepție. Eu cred că lucrurile vor veni. Ne zbatem pentru a rezolva pe termen scurt problema și ca lucrurile să intre normal, odată și cu lucrările pe care le facem, și cu revenirea vremii, și cu aducerea unei ape, calități de apă din altă parte, deci pe termen scurt. Pe termen lung, săptămâna viitoare, am vorbit deja cu domnul primar, îl aștept la București, și voi merge împreună cu dânsul la Ministerul Mediului, astfel încât să putem intra pe un proiect european, prin intermediul APA Servului, că este operatorul regional. Am mai văzut multe comentarii și aș vrea să le spun și aici. Toate județele României au operatori regionali. Nu putea romanul să rămână cu propria lui chichiniță de apă. Pentru că fondurile europene și fondurile guvernamentale nu se dau conform legislației europene decât pe operatori regionali. Nu a fost o doleanță a lui Leoreanu de a crea APA Servul, nu a fost o doleanță a lui Leoreanu de a merge în
în acest operator regional nemțean, ci a fost o chestie impusă de legislația europeană și de conformarea legislației naționale la legislația europeană. Aici, știți cum e, mulți să-și dau cu părerea, puțin știu despre ce e vorba. Lăsați-mă să vorbesc, numai... Eu v-am lăsat să puneți întrebarea. Deci nu poți să obții fonduri europene decât pe operator regional. Punct. Nu este altă variantă. Doi, pentru că el este singurul eligibil. Doi, săptămâna viitoare, am avut să programa săptămâna asta, să merg împreună cu primarul și reprezentantul de la APASEF la ministrul fondurilor europene. Nu s-a putut pentru că ministrul a avut un deces în familie și transmit condoleanțe pe această cale. Dar săptămâna viitoare sper să ne găsim și să-i fac o vizită și să discutăm de pe ce înseamnă exercițiul 2021-2027, banii care vor veni la Uniunea Europeană. Sunt foarte proști, din punctul meu de vedere, prinși în proiectele de obiectivele în masterplanul pe Neamț. Pe mine mă interesează reabilitarea unei părți a rețelei de apă din municipiul Roman. De asemenea, mulți spun, dom'le, dar de ce nu s-o repara rețele? Pentru că fondurile europene la acea vreme erau pe extinderi de rețele și erau pe stații de epurare. Romanu avea o stație de epurare care avea termen de funcționare până în anul 2017. În caz în care nu accesam bani pentru stația de epurare, ar fi trebuit acea stație să se închidă și fiecare romașca să-și facă nevoile în punguliță, să-și ducă la pubel închise. Deci a fost obiectivul care era cel mai presant în acel moment. Și erau banii cei mai mulți care trebuiau duse, pentru că acolo sunt trei trepte. E treapta mecanică, e treapta biologică și treapta chimică. Și toate aceste lucruri care s-au făcut în jur de 22 de milioane a costat acea stație de purare nouă. Era o urgență maximă. Mai mult decât atât, de restul sumei care venea Romanului până în 47 sau 48 de milioane de euro, de jumătate s-au dus pe stația de purare. Cealaltă a mers pe extinderi. Nu era componentă de reabilitare, de înlocuire. Acum vrem să mergem, să facem un demers, să putem intra și să intrăm măcar cu 40-50% din rețele orașului în reabilitare prin acest proiect. Deci lucrurile, că spune cineva, domnule, dar deci, uite, asta e rău când omul nu se interesează să-și dă cu părerea. Zicea un, domnule, dar de ce ăia la, în comuna nu știu care, au făcut teren de sport în loc să facă drum? Pentru că era linie pentru teren de sport. Tu puteai să iei banii de acolo să faci un teren de sport sau nu puteai să iei deloc să nu faci, nu puteai să iei banii de acolo să-i pui la drumuri. Adică nu te poți băga în banii vacii. Uniunea Europeană creionează axe și direcții foarte clar stabilite. Vrei să-ți reabilitezi căminul cultural? Sunt bani pentru căminul cultural. Dar nu vreau căminul cultural, eu vreau să fac un drum, dar vreau să iau bani de acolo. Nu poți, ori pentru căminul cultural, ori deloc. Vrei pentru rețele de apă? Extindere. Sunt bani pentru extindere rețele de apă. Dar eu nu vreau să extind. Deși noi voiam, pentru că cartierul Nicolae Bălcescu nu avea apă, cartierul Petru are jumătate din el, nu avea apă. Trebuiau făcute aceste extinderi. Și atunci zice, nu vrei să faci extinderi? Nu! Înlocuiri nu poți să faci, deci nu iei deloc. Ori e așa, sunt sume destinate prin direcții și axe de la Uniunea Europeană. Ei, noi acum vrem să venim, pentru că nu a început exercițiul financiar 2021-2027, să amendăm și să încercăm să spunem că avem o mare problemă, așa cum am justificat cu stația de epurare și rezolvată. De asta nu-și aduce nimeni aminte că putea să le iese mizeria în casă dacă stația nu mai era... S-o închidea, punct și gata. Cum au fost în alte orașe, că au închis gropile de gunoi și au trebuit să caute să ducă la 70, 80, 100 de kilometri în alte județe. Uitați-vă Clujul, duce în Sălaj gunoiul. Deci sunt niște probleme dacă nu le gestionezi la timp. Și fiecare urgență trebuie abordată și funcție de ce se poate. Ei, noi acum vrem, eu dacă mi-ați pus întrebarea, vreau să apăs pe lucrul ăsta. Să încercăm să reabilităm o parte importantă, chiar majoritar aș vrea, din rețelele de apă ale municipiului Roman.
Și printre altele, să încercăm să venim și cu o variantă de captare compensatorie. Ne-ar interesa și eu am propus lacul de la hidrocentrală, care să alimenteze, ca să nu te apuci să spargi tot, doar castelul de apă, căminul de la Melchisedec. Da? Nu venim în ăla de la gară să rămână pe alimentare din Pildești Simionești și ăla de la gară să vină din alimentare apă de suprafață din lac. Numai că costurile vor crește. De ce? Apa de suprafață are altă tratare față de apa din pânza freatică. Aproape se măresc costurile prin tratamentele care le suferă o apă din lac. Mi-ați ridicat numele la ferion. Ieri m-a sunat domnul Cărbușor, fost primar, de fapt a zis că o să vă contacteze și pe dumneavoastră, să ridice o problemă. Deci atunci când cu inovarea companiei de la Roman, aceia a făcut un tocmai de spunere pe care le-ați vorbit atunci, APASER a încheiat un protocol în care s-a angajat la o serie de investiții. Dacă ați mai reanalizat lista aceea făcută atunci și dacă ea a fost anulată între timp de următorul proiect. Mai ales că dumneavoastră a vorbit acum când erați într-un primar, vorbea despre dorința dumneavoastră și gândul de a desprinde romanul și a deveni romanul independent. Romanul nu poate să devină independent în acest context. Romanul se poate eventual desprinde de la apa SEF și merge în apa vital. Romanul nu poate să devină... De subiectul ăsta. Am vorbit mai de curând. L-ați abandonat? Nu. Nu. Dar lucrurile se duc într-un sens în care trebuie analizat ce se întâmplă și cu apa. Nu vreau să intru acum în discuții. Am elementele de urmărire și de control. Purtătorul de cuvânt al apa vitalului a spus că problema raportării a noi consumator este una foarte mare și la ei, mai ales vorbim de conducta de la Timișeara. Așa este. A spus că nu crede că va fi rezolvată favorabil această solicitare de a ceda apă romanului. Deci eu am discutat săptămâna aceasta. Eu am discutat săptămâna aceasta și săptămâna trecută. Eu am intervenit personal pe această problemă și se va interveni și se va lucra la efectuarea de bypass și de echilibru hidrodinamic pentru a putea prelua apă de acolo. 10%. Doamna Flora, nu intrăm în detalii, ci eu v-am spus că am discutat și se poate. Mi-a aprobat dimineața, eu discuția am avut-o cu ambele conduceri săptămâna trecută. Eu am inițiat conducerea cu apa vitală și am vorbit cu directorul. Și eu l-am rugat să găsească o rezervă pentru Roman. Și mi s-a spus că va identifica. Și pe urmă l-am pus în legătură pe domnul primar și a intrat domnul primar și a discutat și cu Piatra și cu Iașu. I-am spus de aici încolo, ia-o, preia-o, du-o și ținte de ea. Iar vis-a-vis de acele, într-adevăr, așa au fost niște obiective pe care apa SERV. Păi să știți că a intrat pe multe zone în care noi am mai înlocuit din rețele. Noi am mai înlocuit din rețele din oraș. Și am urmărit acest lucru. O parte din branșamente le-au refăcut. Deci am urmărit o parte din... În fiecare an au fost investiții pe care trebuiau să le facă. Au promis contorizare separată, n-au realizat-o. Au promis contorizare separată nu a fost angajată prin contract, pentru că acolo este legea condominiului. Acolo lucrurile nu sunt așa de simple. Dar eu v-am dat liniile mari și de ce mă ocup ca politic de dezvoltare. Eu nu mă ocup acum de toate problemele gestionare administrației publice locale. Puneți-mi întrebări în calitate de parlament. Eu v-am spus ce am făcut pentru problemele locale. Da, s-a făcut sectorizare din 13 puncte în 10 sau 9. Dar nu poți să dai pe rând apă lui X, apă lui Y. Practic apa complet nu se oprește. Scade presiunea pentru refacerea în bazine. Și în general scade pe partea de sus a orașului. Că eu am discutat, să știți, cu cetățeni. Și din Smirodava, ce la dumneavoastră oprește apa, doamna Flora?
presiunea mai mică, dar să omoară centrala... Păi de ce ți-o omoară centrala? Că centrala lucrează cu... n-ar nicio legătură. Centrala termine de apartament, păi... în momentul în care scade presiunea la apă, și s-o cumplit, nu se oprește. Doamna Flora, centrala, atenție, centrala are o cantitate de apă constantă pe care o încălzește și pompa o învârte. Nu comunică cu apa din oraș. Da, mai aveți întrebări? Eu nu. Dacă nu vă mai aveți, mulțumesc frumos, vă urez o zi bună, sănătate și fiți încredințați că ceea ce pot să fac, încerc să fac. Dar pe lângă problemele acestea, sunt foarte multe probleme la nivel național pe care le gestionez și pe care trebuie să le duc la capăt. Aici deschid anumite capete de pod, încerc să creez lucruri care să poată funcționa. Ați văzut, uite, un alt lucru important, am adus directorul general al Ministerului Transportului la Roman, a fost săptămâna trecută și am căutat două lucruri pe care să le facem aici și pe care le avem deja în agendă. Unu, trebuia, nici nu știu dacă s-a întâmplat, n-am mai reușit să vorbesc cu primarul, că i-am spus să se transfere către Ministerul Transporturilor, pentru că trebuia să întâmple ieri sau azi, nu mai știu când au fost ședințe de Consiliu, și pentru că vreau pe proiectul și tronsonul de asfaltare a E85 de la Castelul de Apă până la granița cu Secuieni să asfaltez și tot drumul care trece prin interiorul orașului, ceea ce înseamnă, vă dați seama, că de când l-a făcut Reutemann, sau cum îl chema pe evreu care a lucrat aici, nu s-a mai asfaltat de atâția ani. Ei, vreau să torn un covor de asfalt prin tot orașul și vă dați seama la ce economie aș duce municipiul. Dacă... De aceeași calitate ăsta o ținut? Doamna Flora, când o să mă vedeți pe mine cu roaba și cu lopata, să-mi spuneți. Asta face Ministerul Transporturilor. Eu încerc să-i spun, mă duc la târg și da, vreau să-i iau calul, dar bă, el îl dă gratis. Zice, calul de dar nu-ți caută la dinți. Dar dacă mergeți dumneavoastră și vorbiți, sunt convins că o să reușiți să puneți punctele cum trebuie. Deci ăsta e un proiect important cu tot tronsonul de la Maricoin până la pod la Moldova, să-l asfaltăm. Și al doilea, și am înțeles că deja s-a dat în lucru caietul de sarcini pentru o pasarelă rutieră peste calea ferată. Să vă spun, de ocazia să nu poate face subiect pentru pasarela respectivă. Dacă nu s-a putut de asfaltat. Deci ăsta eu vreau să-l torn anul ăsta cu asfaltatul. Deci eu asfaltatul vreau să-l torn până în vară. Iar pasarela, dacă îți face documentația tehnică anul ăsta, pentru că nu e așa, e un podeț așa... Scumpă. Foarte scumpă. Foarte scumpă. Domnule Dar, din tot ce ați adunat în acum, de la Apaser, la Pavital și așa, când puteți spune rumașcanilor că ar avea... Nu pot să afirm. Nu, nici măcar așa, nu. Nu pot să ducă eroarii în rumașcani sub nicio formă, nu. Nu știu. Nu știu, nu. Eu sper... Nu sper și mai repede. Ei de săptămâna viitoare vor începe fiecare să-și facă manevrele lui. Aha. Vor începe. La Alba Vitale au zis că săptămâna... Problema... Da, problema-s costurile până la urmă. Să știți, pe primul loc-s costurile apei. Pentru că ei vor da bani la apă la un preț. Nu asta te preocupă, îi preocupă dacă se vor plăti cu știri, pentru că au zis că au avut niște sincope în relația da. Cu apa serv și au avut facturi foarte mari de zi. Da. Îi preocupă plata la zi, nu costul. Da. Costul la fine, același mai. Nu costul la populație, costul pentru apa serv, cum poate el plăti. Exact ce v-am zis. Ce se compenseze cu lipsa de activitate la captare și ce nu au făcut până acum, se compenseze. Asta am spus și eu. Asta am spus și eu. Domnule, pe mine nu mă interesează ce faceți. Pe mine mă interesează dați apă la oameni. Punct. Restul discuțiilor noastre sunt interne. Cum deși aici când v-am spus, domnule, dar cum face ce zice? Cum mă interesează? Să știți că când lucrez în macro, nu cobori să păduchești găina. Găina face ou, punct. Nu tai-o, alta. Așa se lucrează în macro. Pentru că când ai coborât în micro, te pierzi în detalii și din cauza copacilor nu mai vezi pădure. Avem o mulțime de cealaltă, dar nu. Off record sau... noi vom vota pentru susținerea guvernului.
Noi vom vota pentru susținerea grupului, vom vota pentru moțiuni. Dar mă tem că nu le va trece. Și cum e mai bine? Într-un tur, două tururi la locale? Cum la locale? Dom'le, democratic, îi în două. E în două. Și eu am spus, dom'le, dacă ești primar bun să-ți faci treaba, n-ai emoții. Eu n-am avut emoții, nu m-am gândit niciodată că e într-un tur sau în două. Trebuie să faci treaba. Bun. Contează și conjunctura economică. Contează și ce prins. Că dacă am prinde acum 2 ani de guvernare, 2 ani de guvernare, eu vă spun clar că și aici la Roman zboară cărăbușe de bucurie prin aer. Dar sigur, după 7 ani de guvernare PSD, nu-i simplu. Nu-i simplu. Dar eu sunt convins că primarul câștigă mandatul. Vă dau să scris semnat de pe acum. Și la Consiliul Județean cum e mai bine? Ales de populație sau de... Nu, ales pe listă. Pe listă. Ales pe listă. Adică partidul trebuie să aibă controlul asupra... Pilul s-o ales uninominal, nu mai răspunde la semnale. Și nu, că sunt datorul manevrii care au fost aneamț în mandatul ăsta. Știți și ce războaie s-a dus acolo. Asta este jocul politic prezent. Cum apreciați... Deci v-am răspuns cu moțiunea? Da. Da. Mă tem că nu o să aibă voturi să le treacă. Dar Consiliul Județean nu va recomanda să fiți președinte de Consiliul Județean? Nu. Să coordonați fondurile? Nu. Și nu. Vă forțează partidul? Ai, de asta mă tem. Adică există o variantă dacă vă forțează partidul să aveți, nu știu, tăria de caracter să spuneți, știți ce, eu mă duc în altă. Adică partidul... Să știți că cu partidul nu prea te joci. Și partidul vrea ca cineva să ocupe de partea partidului, înțelegeți? Da. Da. A fost working public ca aleșii județeni să nu voteze prețul la gunoi. A fost un scandal imens în ședința de la gunoi. Da, a fost decizia noastră. Nici prețul la apă, nici prețul la gunoi. A fost decizia noastră. Da, atunci nu contravine cu ceea ce spunea dumneavoastră. Ba da, va contraveni, s-ar putea să atace la, în instanță și în instanță s-ar putea să pierdem și s-ar putea să vină să plătim din urmă. Da, pentru că știți de ce? Au crescut taxa conform Uniunii Europene la 80 de lei pe tonă și vor fi două creșteri. Ar trebui să fie conform programului, una în 2020 acum și una în 2021 când se duce la 120 de lei pe tonă și își atinge nivelul maximal. Poștitorul, de ce v-ați opus creșterea acestea? Pentru că și așa acolo e un vot formal. De unitățile administrative teritoriale s-a demonstrat că au votat, excepție una, nu știu mai, parcă pe la Răucești. Nu, nu-i votat, nu-i formal, e de conformitate. Dacă nu ai hotărârea aia, nu poate opera.